Veste bună pentru șoferi. Proprietarii de mașini cu RCA vor fi despăgubiți dacă își repară automobilul accidentat în orice servis, în afara sistemelor de referință propuse inițial de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Așa prevede un amendament la legea care va reglementa piața asigurărilor auto obligatorie RCA, votat de Comisiile de Buget, Finanțe, Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. Asiguratorii au criticat modificarea și susțin că asta îi va obliga să mărească tarifele RCA. Reprezentanții serviciilor independente sunt însă de altă părere. Polițele de asigurare nu au cum să crească din cauza costurilor cu reparațiile, pentru că acestea reprezintă doar o mică parte din costul total al daunelor, a explicat președintele Asociației Societăților Serviciilor Independente, Cristian Muntean. Acesta a mai spus că manopera reprezintă în România 20% din costul total al reparației, față de 60% cât este în Germania. Potrivit reprezentanților serviciilor independente, între cele trei sisteme de referință impuse de ASF, existau diferențe de evaluare și de 50%, iar asiguratorii alegeau cele mai mici prețuri în dauna asiguraților. Pe de altă parte, cele trei comisii au votat și pentru a păstra în proiectul legii care reglementează asigurările auto-obligatorii RCA, definiția inițială dată vehiculului care trebuie să aibă RCA, fiind excluse bicicletele și căruțele, dar au votat pentru ca vehiculele care sunt în proces de înmatriculare să aibă asigurare. Un alt amendament prevede că utilizarea de piese contrafăcute în efectuarea de reparații auto este considerată infracțiune. Proiectul de lege care reglementează asigurările auto-obligatorii a fost adoptat de Camera Deputaților cu 226 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă și 4 abțineri.